Bun găsit tuturor! Locuitorii din Bonțida sunt disperați odată cu începerea lucrărilor de modernizare a podurilor de aici, din comună. Ceea ce vedeți în spatele meu este unul dintre podurile care necesită reparații. Practic va fi construit de la zero. Din acest motiv s-au creat și mai multe blocaje în localitate. Vă arată colegul meu în imagini o soluție temporară, vorbind despre un pod construit până când cel vechi va fi făcut de la zero. Podul pe care îl vedeți în imagine este cel care după 3 zile de la construcție s-a surpat. Din informațiile pe care le avem cerute de la Consiliul Județean, pentru că drumurile și reparația aparțin de aceștia, se pare că podul provizoriu văzut în imagine ar fi fost destinat doar muncitorilor care lucrează la acest proiect, nu și locuitorilor din zonă, însă din discuțiile pe care le-am avut cu cei de aici din comună, ei bine, acest pod a fost folosit timp de 3 zile și de aceștia. Vorbim în special de locuitorii care au mașini și vor să meargă spre drumul național, dar și despre autobuzele școlare, pentru că o mare problemă odată cu dispariția podului vechi și cel care este temporal s-a stricat, o mare problemă este legată de faptul că elevii care stau pe cealaltă parte a podului nu mai pot ajunge la școală decât dacă vor face un ocol de câțiva kilometri.